Vrem să vă povestim despre o fată tânără, frumoasă, care are o activitate de bază legată de lumea frumuseții. Însă, în timpul liber, urcă pe scenă și amuză oamenii făcând stand-up comedy, fiind printre singurele femei din Moldova din acest domeniu. Mai multe detalii din reportajul despre Irina Bivol, o altă Irina Bivol. Aparențele înșală. De asta ne-am convins în cazul Irinei Bivol, fata care știe cum să facă o femeie frumoasă. Dar totul se schimbă când se lasă seara în zilele de weekend. Vă rog! Bună seara! Tupești! Foarte mult și des tupești, da? Știți etapa asta, da? Da. Eu n-am avut-o. Nu. Eu într-un să trăiesc. Acum, cu siguranță, avem o altă temă care s-a conturat și mai mult, când am aflat ce studii are Irina. Eu am finisat colegiul financiar bancar. Făcut 2 ani de USM, dar am abandonat pe urmă. Aveam alte planuri, dar n-au mers. Socoteala de acasă nu se potrivește cu cea de la târg, așa că Irina a mers pe varianta clasică și a urmat calea dinastiei sale. La mine toate femeile din familie fac asta, așa că n-am avut încotro. Dacă la job avea deja îndrumare, comedia în viața Irinei a apărut din senin într-o zi de toamnă. Ca de obicei, ca toată lumea, întâmplător. Îmi spunea că, băi, de tu de ce nu încerci să vii odată să vezi cum e? Și eu zic, nu, come on, cine sunteți voi și cine sunt eu, știi? Și într-o noapte, când aveam insomnie, undeva pe la 3, cred că, de noapte, mi-a venit o idee și mi s-a părut mie amuzant, așa. Și am notat-o și am început să notez ideea aia și mi-a venit altele și altele și am scris primul meu stand-up. Pe cât de diferite sunt aceste două pasiuni ale Irinei, pe atât de diferită este și ea. Totuși, pe scenă încearcă să fie cât mai naturală, chiar dacă de multe ori folosește și cuvinte necenzurate. Eu cred că, în general, cred că aș putea să îi dispart în două persoane diferite, adică eu lucrând și eu la stand-up hobby, sunt două persoane diferite. De la început foarte mult îmi pasă și poate și mă complicam din cauza la asta. Dar ulterior am spus că nu merită și vreau să fac în viața asta ceea ce mie îmi place. Că eu sunt așa, adică eu nu vreau să mă prefac alt om, adică eu sunt așa cum sunt acolo. Nu, da, uneori poate exagerez pentru că se cere la glumă, dar eu folosesc maturi în viața mea obișnuită. Nu atât de multe, probabil, dar oricum le folosesc. Dacă toată lumea, inclusiv mama Irinei, îi înțelege glumele, cel care își face cele mai multe griji pentru ea este tatăl său. Taicul meu leacă e prea serios. Nu înțelege că în unele momente sunt glume. Și mă întreabă, gen, chiar așa s-a întâmplat? Și zic, da, nu s-a întâmplat. Tu dacă ceva spune. La moment, comedia nu-i aduce mulți bani, dar spre asta tinde. Alături de colegii ei, vrea să dezvolte acest domeniu în țara noastră, dar să treacă și granițele ei. Vorbeam că am vrea să facem și la București, pentru că ei chiar sunt dornici de stand-up moldovenesc, să sărăbeam. Dornici suntem și noi de asta, așa că le urăm succes! Mulțumesc frumos!